aproximativ o oră, dar circulația este blocată și pe ambele sensuri de mers, după cum ne-a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Galeta. Se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri din județul Vâlcea din cauza lucrărilor care se fac la infrastructura rutieră. Sunt restricții pe DN7 Pitești, Râmnicu-Vâlcea-Sibiu și pe DN64 Slatina, Râmnicu-Vâlcea, după cum ne-a declarat la DGFM Ramona Tudor, comisar șef la Centrul Infotrafic. Pe drumul național 7, pe raza localității Bujoreni, se efectuează lucrări de asfaltare. Din această cauză, circulația se desfășoară dirijat, un fir alternativ dirijat cu pilot de trafic. Tot pe drumul național 7, pe raza localității Budești, se lucrează la betonarea șanțurilor. Traficul se desfășoară de asemenea pe un fir alternativ, iar pe drumul național 64, pe raza localităților Vâlcea, se efectuează lucrări de frezare și asfaltare a părții carosabile. Din această cauză, se circulă în urmă, pe mâinile dumneavoastră și al întregului guvern.